tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube. Astăzi vreau să împărtășesc cu voi un antrenament pentru coapse. Acest antrenament te va ajuta să obții niște coapse mai tonifiate și fără grăsime sau fără celulită. Așa că vreau să stai cu mine până la sfârșit, să pui în practică acest antrenament foarte rapid, care va dura doar 10 minute, însă îți va aduce niște rezultate foarte bune. Pentru acest antrenament voi folosi o bandă. Aici am 4 tipuri de benzi și cele pe care le folosesc eu sunt de pe gymbeam.ro și vin în acest săculeț de 4 benzi. Eu voi folosi banda de greutate medie, adică de intensitate medie, cea roză. Dacă vrei să achiziționezi aceste benzi, vei găsi un link și cod de reducere în descriere. Iar dacă ai orice alte benzi acasă sau dacă nu ai benzi neapărat, poți să faci acest antrenament și fără benzi. Înainte să trecem la antrenamentul nostru, vreau să-ți reamintesc să nu uiți să te abonezi, pentru că sunt aici foarte, foarte des cu antrenamente și informații de fitness pentru voi, așa că nu ai vrea să ratezi niciunul dintre aceste videouri. I can see what we are, don't know where we belong. Wanna know what you're thinking, wanna know if something's missing. Start a story. Vom începe cu primul exercițiu din picioare și vreau să pui banda undeva la nivelul gleznelor. Vom face 45 de secunde fiecare exercițiu și vom avea 15 secunde pauză între exerciții. Punem banda aici, cât mai jos, și pornim din poziția de drept. Vreau să te concentrezi pe parcursul exercițiului, să execuți cât de corect poți tu, iar dacă ești la început și nu poți să execuți foarte corect, nu ți-a să exercițiul din prima, nu-ți face griji, pe parcurs vei reuși să execuți mult mai bine. Pornim din poziția de drept, picioarele foarte puțin depărtate și doar ridici piciorul drept în lateral cât de sus poți tu. Lucrăm doar pe acest picior. Ridici, revii ușor înspre celălalt picior. Dacă ți este mai ușor, poți să te sprijini de perete sau orice este lângă tine. Încerc să ridici piciorul cât mai sus în lateral, execuți exact la fel dacă nu ai bandă. Ridici piciorul cât mai sus în lateral și îl ții cât mai drept. Așa cum am spus, dacă nu poți să ții echilibru, poți să te sprijini de perete sau orice este lângă tine. Foarte bine, pentru următorul exercițiu renunțăm la bandă, stăm în aceeași poziție și facem pandări în lateral. Adică te lași în lateral pe acest picior cât mai jos, revii înapoi sus, repetăm doar pe acest picior 45 de secunde, încerc să te lași cât mai jos, celălalt picior să stea foarte drept. Aceste două exerciții și pe celălalt picior. Primul exercițiu, picioarele puțin depărtate și duce piciorul drept în lateral în sus. Îl ridici cât de sus poți tu. Nu uita, dacă nu poți să-ți echilibru, poți să te sprijini de perete sau orice este lângă tine. Facem pe acest picior pandări în lateral. Le duci în lateral, le duci cât mai jos, celălalt picior foarte drept.
we could have done, what we become. Foarte bine, ne așezăm jos pe saltea pe o dungă. Banda din nou jos, la nivelul gleznelor. Ne întindem pe o dungă, picioarele drepte. Și de aici ridicăm piciorul drept în sus câte puțin. Atât cât îți permite banda. Încerc să ții piciorul cât mai drept. În aceeași poziție, banda unde este, ridici piciorul puțin în sus, atât cât îți permite banda și încerc să stai aici 45 de secunde. O să simți puțin mai multă presiune pe coapsă, însă concentrează-te să ții piciorul mai sus. Uita să ridici în sus. Cu cât îl ridici mai sus, cu atât vei pune mai multă presiune pe coapse. Încă puțin, 20 de secunde, te descurci foarte bine. There's no telling what you and me creating. We're on the same wavelength. Feel the beat tonight, something good inside. Set you free, let you lose all track of time. Come on, come on, have a conversation. Don't treat me like a stranger. You give me motivation. Make my life vacation. Foarte bine, cred că simți foarte bine. Următorul exercițiu, renunți la bandă și rotim piciorul ușor în față. Încerc să ții talpa piciorului dreaptă, la fel și piciorul. Începem cu rotiri în față, apoi schimbăm și rotim în spate. Presiune pe coapse, ne întoarcem pe partea cealaltă, facem aceste trei exerciții și pe celălalt picior. Pe o dungă, primul exercițiu, ridicăm piciorul drept în sus. Cât de sus poți tu, revii ușor înspre celălalt picior, 45 de secunde. Foarte bine, următorul exercițiu, piciorul drept îl ții aici, 45 de secunde, încerc să-l ții puțin sus, să împingi puțin banda în sus și să pui presiune pe coapse. 45 de secunde, știu că acest exercițiu doare puțin mai tare, însă lucrează foarte, foarte bine, așa că vreau să te concentrezi să ții acel picior cât mai sus. Mai avem un exercițiu, așa că stai cu mine până la sfârșit și nu te da bătut. I'm a man of better place.
scotim piciorul drept în față, încerc să ții piciorul și talpa piciorului cât mai dreaptă. Începem cu rotiri în față, apoi schimbăm și rotim în spate. Antrenamentul de astăzi pentru coapse. Sper că ți-a plăcut. Sunt sigur că l-ai simțit la fel de bine ca și mine. Dacă ai folosit o bandă, a pus foarte multă presiune pe coapse și a lucrat foarte bine. Îmi pare rău dacă te dor puțin coapsele, însă așa vei obține niște coapse tonifiate. Sper că ți-a plăcut antrenamentul de astăzi, iar dacă ți-a plăcut și vrei să lucrăm împreună mai mult, nu uita să te abonezi la pagina mea de YouTube, pentru că sunt aici foarte, foarte des cu antrenamente și informații de fitness pentru voi, așa că nu ai vrea să ratezi niciun video. De asemenea, vei găsi pe pagina mea de YouTube aproape 400 de antrenamente, așa că poți arunca o privire și să alegi toate antrenamentele potrivite pentru tine. Așa cum am spus la începutul videoului, vei găsi un link în descriere pentru benzile pe care le folosesc eu, care vin într-un set de 4 benzi în acest săculeț. Sunt de mare ajutor la antrenamentele mele de acasă, așa că îți sugerez să-ți achizi. Sunt de mare ajutor la antrenamentele mele de acasă, așa că ți le recomand cu mare drag. De asemenea, vei găsi un link pentru outfitul meu de astăzi și salteaua pază în mat pe care o folosesc eu pentru antrenamente. Cam atât pentru astăzi, ne vedem data viitoare!